condiții normale pentru desfășurarea traficului rutier în parcarea Spitalului Județean. Începând de astăzi, traficul rutier se desfășoară în condiții normale aici, după ce ieri craterele care se formaseră în asfalt au fost plombate. Dacă până acum câteva zile parcarea Spitalului Județean era plină de gropi, astăzi a devenit funcțională, exact cum au promis ieri autoritățile locale. Șoferii sunt cei mai mulțumiți, evident, de plombările pe care primăria le-a executat, deoarece pot circula în sfârșit în condiții aproape de normalitate, fără grija că își vor mai distruge mașinile. Bine că na, era aici niște grup, că am mai venit pe aici, vreau să venim la spital și... E accesul mai ușor? Da. Un lucru bun. Da, e un lucru bun. Și dacă se va face și în continuare tot așa, sperăm că e bine. Foarte bine, este un lucru foarte bun din partea primăriei, din partea primarului, este un lucru foarte bun. Înainte cum circula și cum circulați acum? Foarte greu. Și acum? Și acum este destul de bine. Mulțumim primăriei, mulțumim la toți care au participat la amenajarea parcării. Este vidai, este frumos și e foarte bine. Da. Foarte bine, că avem da. Parcăm. Înainte cum circulați pe aici? Cum să zic, era gropile, rupeam mașina, că erau gropile foarte mari. Da, și acum? Și acum sunt foarte bine. Ați făcut un lucru foarte frumos. Cu toate că șoferii sunt mulțumiți că pot circula normal, autoritățile anunță că soluția plombării este una temporară. Peste 3 luni va fi demarată procedura de licitație pentru refacerea în totalitate a covorului asfaltic. Odată cu lucrările de reabilitare a parcării, se vor executa și lucrări de refacere a trotuarelor.